La sfârșitul lunii octombrie, Centrul Militar Județean Maramureș, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor de Interne, desfășoară activități de clarificare și actualizare a situației militare a rezerviștilor. Cetățenii români, bărbați și femei care au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă sunt luați în evidență ca rezerviști. În acest sens, Centrul Militar Județean Maramureș poate chema rezerviștii pentru precizarea unor date în legătură cu situația militară. Anunțarea rezerviștilor se face prin ordine de chemare pentru clarificarea situației militare, înmânarea acestora realizându-se de către structurile specializate ale Ministerului Afacerilor de Interne. Documentele pe care rezerviștii trebuie să le prezinte la locul și data precizate în ordinul de chemare pentru clarificarea situației militare sunt cartea de identitate, ordinul de chemare menționat anterior și livretul militar. Rezerviștii plecați în străinătate sunt în continuare cetățeni cu obligații militare. Dacă înainte de plecarea în străinătate aceștia nu s-au prezentat la Centrul Militar Județean Maramureș, în vederea predării documentelor de evidență militară, cu această ocazie vor lua legătura cu Centrul Militar pentru Îndrumare. Activitățile referitoare la organizarea și actualizarea evidenței militare a cetățenilor sunt activități curente desfășurate pe tot parcursul anului de către instituțiile cu atribuții la mobilizare. Aceste activități s-au desfășurat și în anii precedenți în baza legii numărul 446 din 2006, fără legătură cu situația de securitate de la granițele României.